Aș vrea, înainte de a intra în subiect, să-i comunic doamnei Roșulescu, care se prezentă și mă bucur că a venit, că în continuare folosesc mașina instituției, mașina de serviciu a instituției, care mi-a fost pusă la dispoziție în mod legal, folosesc atât eu cât și celelalte specialitate, folosesc și alții și poate întrebați pe colega dumneavoastră care este consilierea domnului Iriții, cu ce se deplasează primarul din Petrușana, Sărbii sau cu ce merge, cu miniștrii care sunt și așa mai departe. Asta este părerea dumneavoastră că dezinformați în continuare. Cum acea vertizor, parcă, da, se numesc, vă dau informații greșite, doamna Roșulescu, din Consiliul de Stat. Prima este că a spus că luna trecută, după ce împreună cu colega dumneavoastră, draga mea, care este celălalt, a spus o bugă pe cap, ați urmărit mai multe zile, ați făcut un efort poate și financiar, dar dumneavoastră, mă bucur că crește și mie ratingul, m-ați urmărit cu ce mă deplasez, mă deplasez și în luna respectivă, nu m-am deplasat cu mașina mea personală, cum a spus, că am început să primesc drumul pe inginerii, plus informate greșit. Am venit tot cu mașina instituției. Faptul că în aceeași mașina instituției se află și soția mea, care este într-adevăr directorul interimar, directorul de Spitalul Județean, nu cred că este o mare pagubă pentru instituție, ținând cont că nu mă abat absolut deloc din drum. Las la Spitalul Județean și continuu drumul spre Consiliul Județean. Sigur că dumneavoastră, fiind ancorată foarte puternic lângă fostul manager, domnul Cornil Rădescu, scrieți ce vreți și ce nu vreți prin publicația dumneavoastră sau prin acele episoade care pot că le-ați întrebunită prin predată la o prietenă în București, după cum am aflat de la sursele de acolo. Dar asta este treaba dumneavoastră.